Da, jocul nostru se numește banking. Eu cred că nu vreau să mă căsătoresc. Fetele este așa de mult cheltuiesc. Acum am încerc și să mă profilez pe tehnologie și robotică. Pe an undeva instruim în jur de 2000 de copii, 1500-2000 de copii. Pași simplu, să ajungi la rezultate foarte frumoase. Uh, salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o ediție nouă de podcast. Uh, astăzi avem uh, ca invitați pe Valentin Crăciun și Gaugaș Tatiana. Tatiana. <laughs> salut! Uh, um, vreau, în primul rând, ca un pic, încerc de fiecare dată ca invitatul să se prezinte, cumva să povestească un pic despre el, ca um, cei care ne ascultă de acasă să, să, să înțeleagă povestea cu ascultă și ulterior să înțeleagă de ce oamenii spun lucruri care le spun, pentru că vizează domeniul care activează. Hai să începem cu Valentin, că tot și primul l-am abordat. Super! Salut! Alex, mă bucur că ai avut curajul să-mi scrii și să mi chem la podcastul tău. Eu sunt Valentin și sunt trainer de educație financiară pentru copii. Asta este cel mai important. Restul deja pe Facebook. Restul să deja urmăriți. mă căutați pe Facebook și mă urmăriți. Așa. Uh, salut, Alex. Uh, mersi mult pentru invitație. Sunt uh, și eu trainer pentru educație financiară în cadrul fundației. Pentru educație financiară, ok, dar deja sunt pentru programele pentru tineri și adulți. Așa. Spuneai că ești lector la Academiei Studii Economice din Moldova. Da, în, în paralel mai am o vocație și de fapt sunt lector la departamentul de marketing și logistică, predau marketingul și combin ambele cu mare drag și mare plăcere. La, la foarte multe podcasturi noi vorbim cu profesorii despre lucruri care ar trebui să fie predate în școală, dar, dar nu spredau. predau. A, și de fapt mi-a scris o persoană, Valeria parmi să o cheamă, a spus că am văzut că tu ai menționat acolo ceva de educație financiară, îți recomand să, să înveți persoana dat. Și respectiv am ajuns să fim acum să discutăm despre lucrurile date. Uh, fundație OK. Iată, eu am auzit uh, prima dată când am început, te-am abordat uh, că este așa o fundație. Poți să mai mult despre asta ceva ca să, să înțelegem Facem educație financiară, training-uri de educație financiară, absolut pentru toate categoriile de vârstă, dar nu pentru toate, pentru copii, începând cu clasa 1 de la 7 ani, absolut gratuit, în orice colț al țării și abordăm subiecte financiare. Eu, da, eu mă bucur că dacă cineva s-a mai gândit paralel cu mine că este nevoie, înseamnă că într-adevăr este nevoie de educația asta. Um, și una din întrebări era dacă avem nevoie totuși de educație financiară și dacă da, de ce noi avem nevoie de dansa tot? Avem mare nevoie de educație financiară. De fapt, aș vrea puțin să completez ca să înțelegem mai bine de fapt ce facem așa și cum ne permitem să facem ceea ce facem. Deci, Fundația pentru Educație Financiară OK a fost creată sub patronajul OTP Bank, care de fapt este partea OTP Group. Uh, și am avut marele noroc, fiindcă cumva deci, s-a transmis know-how deci de la OTP Group, uh, ei având o colaborare foarte strânsă în domeniul educației financiare cu uh, deci, compania Feandrăș, care de fapt are o experiență mai mult de 26 de ani din Ungaria. Uh, deci ne-au uh, dat posibilitatea să deschidem, de fapt, uh, să lansăm fundația și în Moldova, Uh, și uh, ne-au dat cumva uh, și posibilitatea să livrăm aceste uh, training-uri absolut gratuit. Revenind la de ce, de fapt, sau la întrebarea dacă este nevoie, uh, ultimele studii arată că, de fapt, uh, Moldova ocupă locul 117 din 143 de țări uh, din lume, uh, la capitolul de educație financiară sau nivelul de alfabetizare financiară a populației. Respectiv, mai avem mult, mult de lucru. Uh, ba Mai mult, cred că educația financiară, deci este uh, o, un domeniu foarte important pentru țările în curs de dezvoltare sau cu o economie mai slabă care, de fapt, cumva lasă populația neprotejată și trebuie să știe, cu atât mai mult sau cu atât mai important este, de fapt, să cunoască cum să gestioneze corect bugetul și, de fapt, cheltuielile. Uh, și este foarte important, de fapt, să începem această educație financiară timpuriu, deci cu cât mai devreme începem, cu atât rezultatele sunt mai frumoase. Uh, și dacă... În alte țări, cumva, educația financiară este partea curicului și, de fapt, este o parte componentă a educației școlare. La noi, din păcate, deci, încă se lucrează la acest capitol și încă nu s-a ajuns la un numitor comun, dar sperăm noi, încet, încet, deci, cu intenții, cu dorință și cu deschidere. Deci, vom convinge, de fapt, și autoritățile și. Deci, per, sau instituțiile responsabile despre necesitatea educației financiare ca disciplină, deci, școlară. Dar care e bariera numărul unu? Că este inițiativă, dar nu este cumva empatie din partea celor din. La moment, probabil că un pic este vorba de sistemul de învățământ de la noi din, din țară. Deci, noi cu toți cunoaștem că, de fapt, cumva se încearcă foarte multe disciplini și se acordă foarte multe teme și ori la fiecare disciplină, cumva copiii sunt supra-solicitați, dar în realitate, de fapt, deci cel puțin ca disciplină opțională sau la liberă alegere, cumva, ar fi trebuit să se, să se includă în curicula școlară, fiindcă este, de fapt, un domeniu sau, deci, o știință care o să ajute fiecare persoană să-și gestioneze mai bine bugetul, să știe de fapt care sunt acele reguli minim necesare pentru a ajunge la o siguranță financiară. Și de ce nu, de fapt, să se gândească pe termen lung și cumva să-și singur, deci, prosperitatea aceasta financiară. A, dar dar cine dintre voi lucrează cu copiii mici? Eu sunt trainer pentru copii. Iată, în ce constă o lecție de educație financiară la copilul de clasa 1, de exemplu? Deci, noi avem cumva pe categorii de vârste. Pentru clasele 1 a, -a, patra 4 -a, vorbim doar noțiuni generale, cum ar fi ce înseamnă venituri, cheltuieli, economii și desigur că avem un joc tot bazat pe educație financiară prin care dezvoltăm unele abilități a copiilor Jocării de board games, astea, joc de, de masă, de deci, societate? Da, jocul nostru se numește banking, unde copiii au posibilitatea să și construiască o căsuță, un fel de puzzle, doar că această căsuță, până la construirea acestei căsuțe, ei au de îndeplinit unele cerințe, unele um, Regul. reguli, da, dacă să le spun așa, de cumpărare, vânzare, asigurare și lor de interesant și dezvoltă și abilitățile de negociere între ei. Um. Dar este în funcție de vârstă, respectiv. Clasa 1 desigur că nu o să putem discuta subiecte mai profunde. Discutăm ce le permite lor ca să înțeleagă. Și în ciclul gimnazial deja mergeți pe rezolvări de probleme, ceva, chestii? Okay? Um. În general, la noi, 80% se axează pe discuții cu copiii ce pe dânșii îi interesează, ce ar vrea ei să discute despre educația financiară, dar 20% venim și noi cu, deja cu teorie. Desigur că noi avem și prezentări PowerPoint care le avem de la colegii noștri din România și de Ungaria și le prezentăm deja trainingul nostru, dar putem să facem și abateri pe subiectele care, care, interesează pe ei. Și pentru fiecare clasă în parte, de la 5 până la 12, avem modul la parte unde abordăm subiectele Economice. Când eu eram la liceu, profesorul meu de limba franceză era totodată și profesor de economie și am înțeles că avea ore pe vremuri la ASEM. Și el respectiv a decis să deschidă un cerc opțional de educație financiară pentru elevii de liceu. Noi teoretic faceam un pic de teorie economică și ulterior faceam probleme de calcul financiar și participam la olimpiadă. Dar odată ce a, a, numărul de elevi care pleacă la profilul umanist a început a crește, cererea cumva, a, pentru această disciplină opțională a început a descrește. Adică cumva era dependența asta dintre profilul real și a, probleme economice. A, asta e, cum credeți, ar fi un caz particular, or totuși este o legătură oarecare dintre discipline exacte și. A, economie? Este un pic uh, în legătură, fiindcă se observă, de fapt, frica aceasta de matematică și cumva tendința de a alege profilul uman probabil în multe cazuri, nu de ce că îmi plac, într-adevăr, îmi place istoria sau un domeniu uman, dar ca să uh, evit probleme de la matematică, uh, dar mai este și un alt aspect care probabil uh, intervine aici, este vorba de diferența dintre o lecție și un training. Deci, iată, vroiam să spun că, de fapt, avantajul uh, unui training deci pe care îl oferim noi la Fundație este faptul că noi îl facem foarte interactiv și noi, de fapt, ne focusăm per participant, adică încercăm să-l adaptăm la fiecare grup separat. Probabil asta este și o diferență majoră între o lecție care se duce după curiculă, în care este totul tipizat și cumva pătut în cuie, și un training care uh, conține foarte multe studii de caz care pot să abordeze recent ultimele noutăți de pe bursă, deci sau cotațiile bursiere și respectiv cumva ajustez în funcție de, de fapt, ce anume interesează, îi interesează participanți. Uh, și probabil deci este și de fapt uh, acest aspect, fiindcă atunci când spui că este vii cu un training și uh, îl aduci, uh, îl adaptezi la nevoile participanților, ei își păstrează interesul. Atunci când cumva iarăși începi mai la general, mai teoretizat, uh, deci interesul, uh, riști să pierzi interesul, fiindcă generația care vine, de fapt, este una diferită. Deci ei uh, vor succint, laconic, la temă și ceea ce, de fapt, le este util, nu a, peste 5 ani, 10, dar acum. Dar ce vreau să adaug și eu, dacă se permite. Uh, subiectele care le abordăm noi la educația financiară nu au absolut nicio tangență cu profilul elevilor. Deci ele cumva sunt universale, care au nevoie și copiii de la profil real cât și cei de la uman, cum ar fi să discute despre veniturile, cheltuielile în familie, să discute cum ar putea ei să uh, facă economii, că doar copiii toți sunt cheltuitori în familiile lor și chiar nu, nu este legătură sau nu știu cum să spun, nici o tangență cu profilele lor. Trebuie să înțeleg că el îi discută durată, gen, nu e ceva un program care Copiii mi merg după ore și uh, au două săptămână, de exemplu, de două ore, și uh, asta durează jumătate de an, să mai știu. În cazul în care noi ne ducem la instituții de învățământ și ne oferă doar 45 de minute cât ține o oră, o lecție, uh, este o continuitate. Ne vedem de 4 ori, de 3 ori, 4 ori cu ei. În cazul în care ei au posibilitatea să vină la noi la oficiu, la sediul nostru, uh, deja putem să stăm cu ei o jumate de zi unde le livrăm tot uh, trainingul integral. Dacă vorbim despre training pentru tineri, deci și adult care noi se numește fitness financiar, foarte frumos așa activ, deci el de fapt este compus din 8 module, 8 ore și la fel îl divizăm așa ca să fie continuitate, deci începem cu importanța educației financiare și regulile bugetului Personal și ulterior, deci, include, de fapt, și um, investițiile, și economiile, și aspectele, de fapt, sau pașii pentru siguranță financiară. Vorbim și despre produsele bancare, deci, produse bancare um, într-o manieră foarte accesibilă. Um, deci, absolut, așa, pe înțelesul fiecăruia și, de fapt, uh, ca să-i ajutăm să înțeleagă ce, este, ce sunt produsele creditare, de fapt, uh, când putem apela deci, la ele. Ce trebuie, de ce reguli trebuie să ținem cont atunci când alegem uh, un produs creditar. Uh, și ulterior, deci vorbim și de fapt despre asigurări, deci ca iarăși o componentă de fapt de educație financiară, fiindcă și asigurările sunt foarte importante în, în viața noastră. Deci conțin mai multe module care de fapt le divizăm așa ca să uh, păstrăm atenția și să nu-i obosim, să nu-i plictisim, deci. Mi-ar mi fi interesant dacă ați avea un produs destinat oamenilor de vârsta 3 treia, care uh. utilizează carduri, dar nu prea. adică, gen, să fie așa un curs Unde tot să nu a achita facturi online sau, nu știu eu, digitalizat cumva procesul dat, pentru că este problema aceasta, mi pare. Da, apropo, noi am avut o experiență vara trecută, deci am avut un parteneriat cu Cipifado, deci și-am livrat traininguri în peste 32 de localități rurale. Uh, în care, de fapt, pentru prima oară am avut participanți și de vârsta 3 Uh, ba mai mult cumva erau niște grupuri mixte, deci unde erau și tineri și uh, participanți uh, deci mai în vârstă. Uh, și acolo am văzut, de fapt, anume lacunile, educație financiare și necesitatea de fapt, de o asistență așa mai uh, mai specială. Deci, într-adevăr, dacă tinerii sunt de fapt uh, mult mai adaptați sau mai comozi cu informația și foarte ușor găsesc ceea ce interesează, clar că persoanele în vârstă deja trebuie cumva uh, ajutați în acest la acest capitol și într-adevăr deci, și uh, vorbeam despre încrederea în bănci și încrederea în achitările online deci uh, acolo erau așa, întrebări mult mai multe și într-adevăr era cumva așa o frică și o... Da, dar referitor la achitarea online trebuie să le oferim și posibilitatea persoanelor de vârsta treia să aibă DPC, de, de achita facturile sau... Uh, cu... Nu mă ajută, dau de... telefoane, că da. cu nepoți pe Viber și pe... Da, majoritatea aici în, în, oraș. Dar, nu știu, faci 20 km în afara orașului și o să vezi diferența Da, posibil, care este. posibil, dar măcar cumva să fie oportunitate pentru așa care, care, au sau -o să fie un impuls pentru că de obicei la noi este principiul ăsta de, de la om la om. Adică Iată, moștoadră, i-a luat nepotul un telefon de să fără butoane și el plătește lumina sau comunale de pe telefon. <laughs> ansă mi eu și eu unul, să, să eu. Mă duc eu la poștă, stau un rând acolo, o oră încolo, o oră încoace și respectiv cumva să fie un efectul ăsta de turmă, dar efectul ăsta de turmă pozitiv cumva. Eta, apropo, referitor la efectul acesta, ne-am fost surprins că, de fapt, în mediile rurale am întâlnit foarte multe persoane care au asigurări de viață, mult mai multe decât în oraș și cumva, deci, în grupuri erau. Um, Așa, mulți participanți care spuneau că și încercau să promoveze. Noi, întrebând dar cum ați ajuns să, să vă faceți o asigurare de viață, spuneau că până iată, noi aveam lideri în comunitate sau persoane în comunitate care uh, ne-au sfătuit, ne-au explicat și dacă au luat rudele de ce am luat și noi, adică într-adevăr, uh, putem beneficia de fapt de acest uh, cumva uh, efect. În, și în, în cazuri pozitive. Mi interesant iată, în general, copiii îmi plac uh, din aspectul dat cum ei reacționează la, la tot ce nou. Uh, care este reacția la un copil de clasa a doua sau la clasa a întâi, la o lecție de educație financiară, când el de aici paralel abia învață, a face betșoare, a scrie 2 plus 2 egal cu 4 și partea asta deja terminologie, cumva oricum adaptată la limbajul lor, dar interesant cum, cum, cum ei. Mi-ar fi, mi -ar fi greu ca eu să explic reacția lor, că nu știu, încep un training, încep trainingul și le spun că noi astăzi o să, o să vorbim despre educația financiară. Și ei la început nu prea înțeleg. Ok, poate cunosc niște noțiuni care le trec lor pe jur pe mintea lor. Dar când le spun că vorbim în general despre bani, au o reacție atât de plăcută, să spun, ceea ce se vede că nu, e, nu se se învață în școli și au și eu o plăcere ca să învețe despre, despre, bani, să știe cum să fac, de unde vin ei. Deci reacția este pozitivă și sunt dorinți, într-adevăr copiii, este o dorință mai mare văd de clasa, clasele primare 1 a 4 de a învăța despre bani. Eu mi-aduc acum aminte de primele grupuri pentru copii, dacă, deci în 2020 și Uh, am avut așa niște reacții haioase, vreo două, deci mi-aduc aminte acum. Uh, era un băiat care, după un, uh, o activitate în grup, deci unde trebuiau să fac un mini-buget a familiei și să închipă, deci că sunt maturi și au de distribuit uh, diferite cheltuielile. cheltuielile da? Deci a venit acasă și a spus uh, părinților eu cred că nu vreau să mă căstoresc. <laughs> Fetele astea așa de mult cheltuiesc. <laughs> a fost așa nostri, și știu, tot așa o fetiță vine, aș spune că mame, tu știi, eu îmi pare că nu vreau să cresc, tu atâta bătăi de cap ai. Ei, avem situații și mai interesante când nu, le dăm diferite situații de cază în familie, nu știu, este copilul, tata și mama, fiecare are nevoie de ceva, copilul de un telefon, mama, reparație în casă, un aragaz și tata se duce într-o vacanță și în multe cazuri copiii spun că mama are cel mai mult cheltuieli, deci scăpăm de mama de acasă, o <laughs> <laughs> Să avem bani mai mult pentru că ei cumva percep că cheltuierii care le fac mama doar pentru mama, dar sunt cheltuierii <laughs> care pentru toată familia. Uh, și ată, uh, Interesant uh, feedback-ul la părinți, care este, de exemplu, în cazul când voi lucrați cu copiii, dacă îl urmăriți sau uh, discutați despre altul, părinți, ce spun? Noi primim feedback-ul deja a părinților chiar și când uh, ne întâlnim cu ei pe stradă sau vin a doua oară la trainingul de educație financiară și feedback-ul este pozitiv, chiar și din faptul dacă la școală, de exemplu, nu se învață educația financiară, respectiv ar veni obligația asta părinților să învețe acasă, în cazul în care ei nu au posibilitate sau nu putem cere de la părinți dacă nu au avut și educație financiară, trebuie să începem și de la origini. Ei nu într-un fel ne mulțumesc că le facem și lor activitățile lor sau îi ajutăm pe copiii lor cum ar putea ei să includă în deciziile financiare sau cum ar putea să analizeze cheltuielile care le fac ei zilnice sau săptămânal. mi e interesant dacă cam în care capacitatea de număr de oameni care puteți să-l educați, de exemplu, pe lună? Deci, la training participă un număr, deci grupele noastre sunt formate deci, dacă ne ducem într-o școală, într-o clasă, deja în funcție de capacitatea clasei, dar să fie și 30 și 25, în cazul în care o organizăm noi, sunt până la maxim 15 copii. Nu pot să-ți spun anume pe lună, pot să-ți spun pe an. Pe an undeva instruim în jur de 2000 de copii, 1500-2000 de copii. Și apă aveți și gen în regim avansat, de exemplu, un, un copil a trecut un training, dar ar avea încă ceva mai mult, de exemplu. Aveam uh, pentru tineri, deci uh, mai mari cei, uh, posibilitatea de fapt de a organiza uh, niște traininguri tematice, deci mai aprofundate și plus uh, avem un parteneriat uh, frumos cu Centrul Municipal de Tineret, în care de fapt uh, cumva ghidăm uh, cercul de educație financiară care presupune și consilieri și respectiv pentru cei care sunt mai inițiați și au nevoie de un mentor, de -un consiliere, deci oferim și și aceste posibilități. Plus, deci da, lucrăm cu tinerii, cu studenții, deci noi de fapt așa avem planări și vise mari, fiindcă dacă anul trecut deci am avut peste 2000 de participanți, numai în cadrul săptămânii pentru educație financiară din martie am avut peste 500 de participanți într-o săptămână, așa ne-am mobilizat activ și anul acesta probabil că o să încercăm să cuprindem un număr cât mai mare de beneficiari, Uh, reieșind din uh, posibilitățile noastre, fiindcă de fapt suntem doar patru, deci doi treneri pentru copii și doi pentru tineri și adulți, dar uh, încercăm de fapt să... Uh, să facem față. Exact. Și cumva să, să, să cuprindem uh, un grup cât mai mare și de fapt înțelegem că este nevoie, în special acum uh, după pandemie, de fapt după ridicarea restricțiilor, școlile uh, și liceile au devenit foarte active și foarte deschise și respectiv chiar avem uh, multe invitații uh, și sperăm că de fapt o să, o să continuăm la fel și o să fim uh, o să avem multe parteneriate și colaborări frumoase. dar tu ești profesor Între, profesor profesor da eu am fost șase ani profesor matematic am fost nu mai ești uh, nu eu mai fac matematică așa de, pentru mine Financiar, educație financiară. <laughs> Dar acum încerc să mă profilez pe tehnologie și robotic. <laughs> și încerc tare, noi încerc să-i ajut profesori. să, Adică noi vrem să promovăm principiul ăsta de abordare sistem în, în educație. Adică, să nu fie o abordare per 45 minute. <laughs> Pentru că în 45 minute tu nu reușești să, să faci foarte multe lucruri. Ca și orice training, nu contează, dezvoltare personală de orice domeniu, el minim o oră jumătate trebuie să dureze da. ca tare ca să reușești să acoperi ceva, finalități. Și respectiv, încercăm să promovăm, dar în cadrul, la modelul dat, cum e aranjat toate lecțiile, totul, totul, tot, mm -hmm. e foarte greu pentru că e model de proiect modelul de proiect implică interdisciplinaritate, uh -huh. implică longitivitate în sens că poți să cel să dureze activitatea de două, de patru ori de două zile pentru că este etapa de research unde trebuie să faci partea teoriei să o înveți ca să știi că ulterior să poți să... partea practică, partea de prezentare uh, și e complicat încă la, încă la moment. Și respectivă ori se întâmplă cercuri opționale de robotică, uh -huh. de tot, tot, opțional, tot pe lângă școală, dar nu propriu zis trebuie la, la școală. Dar nu ți doar de ore de matematică? Ni doar, i doar. Eu aveam așa un vibe la școală, că, când <gângă> în altă parte nu l-am, nu l a obținut. Și plus, cumva, ultimii doi ani de pandemie, un pic m au omorât și eu am avut nevoie <coughs> de pauza asta. Uh -huh. Pentru că noi lucram la, la Spiro, acolo era 36 de oameni în clasă și din cauza la pandemie, era 50-50 mm -hmm. și -o trebuie să fac uh, și pe cei din clase, reușa să-i captează încă și acasă să fie Google Meet pornit și uh, cumva să integreze treaba asta și a fost complicat. dar acum, cum au revenit tot, poate pe un an, doi să, mai revin dar acum încerc să văd să diferit tehnologii care ulterior pot de exemplu, dacă să revin la școală să le integrez mm -hmm. ca să fac cumva să radic randamentul OK. într-un bun da. super când vorbesc despre educație adițională la școală, am, sunt foarte multe subiecte, subiecte tabu sau subiecte la care cumva lumea le este incomod să, să, vorbească. Inclusiv mi se pare că banii tot e unul din în gen nu etic cumva să întrebi de un om ce salariu are sau adică, chestii personale. cum um, dar știi că, într-adevăr, când întreb copiii dacă cunosc care sunt veniturile în familia lor, ei tot spun, majoritatea dintre ei spun că este secret și nu vor să spună. Dar ca să fie clar și pentru cei care o să ne urmărească, este secret pentru vecin sau pentru prieten care sunt veniturile în familie. Dar nu este secret, le spun și părinților, nu este secret pentru copilul lor care sunt veniturile părinților. Copiii ar trebui să știi care sunt veniturile și pot să-ți dau un mic exemplu aici cu de ce ar trebui să cunoască care sunt veniturile. Uite, presupunem că un copil dorește un telefon care costă 10.000 de lei. Nu știu, 10.000 de lei e mult sau e puțin? Tu cum crezi? Nu cred că depinde. <laughs> nu, Asta mult de, mult depinde de, de ce. Depinde de salariu, depinde de... Corect, -o da, o deci în comparație. În de exemplu, dacă am avea un salariu sau un venit în familie de 100.000 de lei, da, să spunem, 10.000 de lei e ok să dăm pe un telefon, dar în cazul în care veniturile familiei sunt de 5.000 de lei, e exagerat să dăm 10.000 pe un telefon. Respectiv, copilul ar trebui să știe care sunt veniturile familiei pe lună sau ca să le fie mai, mai clar copiilor, spuneți-le care este venitul lor pe zi. De exemplu, familia câștigă sau mama câștigă 400 de lei pe zi. Respectiv, eu, pentru un telefon trebuie să lucrez 25 de zile în continuu. Asta e o lună și merită ca să-ți iau ție lucru care îl, îl, dorești. Sau poate mai așteptăm, sau poate găsim ceva adițional lucrului tău. Și să înceapă și copiii să aprecieze munca părinților. De asta ar trebui să cunoască care sunt veniturile sau cât câștigă părinții în familie că acum te, relativitatea asta mi pare logică cumva. <coughs> în sens că atunci când tu o să ai cărțile deschise, tu o să știi cât, care cheltuielile, gen facturi, cât cheltuim pe alimentație, mai, mai cresc copiii, mai, mai faci niște lecții despre inflație, ca să înțelegi că aceiași bani care erau cu 5 ani în urmă, acum ai cu tot o altă valoare prezentă, de exemplu. Și uh... da, exact. Eu chiar mi-aduc aminte, am fost recent la un liceu, clasa 10 era, <coughs> și tot întrebam, cine din voi participă în bugetul familiei? Deci, în general, faceți bugetul familiei? Au fost câteva mâini ridicate. Din păcate, au spus că se face bugetul în familie, dar cumva noi nu participăm. Adică noi știm că părinții discută și calculează, dar nu, nu suntem partea procesului. Și atunci când le-am dat exercițiu, de fapt, de să elaborezi un buget, Uh, absolut, toți erau foarte stresați de cheltuieli și utilități. Adică, cumva, pe de de-o parte, copiii oricum aud despre creșterea prețului, da, despre inflație și, de fapt, despre mirarea mea, deci toți erau la curent. Că da, ultimele date arată 27%, procente cea mai mare rată de inflație din um, regiune, uh, dar, pe de altă parte, deci ei, de fapt, cumva aud. Din afară, adică nu sunt parte procesului. Și atunci, clar că este mult mai corect și mai util pentru copil, de fapt, încet, încet să-l uh, integrăm și să-i arătăm, de fapt, care, sunt, uh, care, care este realitatea. Adică, care sunt veniturile, care sunt principalele categorii de cheltuieli și, ba mai mult, ba mai mult cred că, uh, reieșind din vârstă sau în funcție de vârstă, putem să implicăm și ei. În luarea va decizii. astfel, noi, de fapt, contribuim la un uh, tânăr educat și, de fapt, un uh, viitor adult prosper, fiindcă el o să fie obișnuit, el știe că de fapt uh, care, deci uh, cum să și cumva planifice salariul, deci pentru ce să ceară un salariu mai mare, deci ce cheltuieli îl așteaptă. Uh, și ne mai vorbim de regulă principală care, de fapt, cumva uh, pentru foarte multe familii nu a fost uh, urmărită și, de fapt, nici nu au cunoscut, este economisirea, fiindcă, de fapt. Uh, deci, care n-ar fi situația și indiferent de venitul pe care îl avem, deci, trebuie să avem și economii pentru situații de criză, pentru situații și de, deci, zile negre în orice situație, în special în situații de criză sau incertitudine deci, în, în care ne aflăm noi noi avem un exercițiu unde copiii trebuie să repartizeze cheltuielile. Deci au o sumă de bani și trebuie să calculeze cheltuielile familiei tip de o lună. Cum ar fi plata pentru chirie, credit, dacă au alimente, transport, comunale, tot așa. Și cu păreri de rău, mare parte din ei nu cunosc care sunt cheltuielile în familie, nici, nici nu au idee de asta. Dar, dar gata. Um, eu am văzut, am văzut, știu exemplu de părinți care au creat cart pentru copil și respectiv știi că are bugetul sau de cheltuială, nu știu, 4 500 de lei pe săptămână uh, și respectiv deja e un exercițiu în care copilul poate să-și planifice un part la șapte, să duci la școală să gândește că trebuie să-și ia, nu știu, un ceai, o, o coptură, ceva așa. Uh. Cumva ar fi posibil de promovare ideea asta? Ce sunt la generații noi care vin de părinți, care deja un pic sunt mai digitalizați la capitol dat și sunt mai ok cu ce, ce înseamnă card, ce înseamnă conturi? Deci, noi promovăm o idee asemănătoare și în felul următor. De exemplu, dacă cunoști că copilul tău cheltuie pe zi, nu știu, în de 40 de lei pe zi. Respectiv, pe săptămână ar trebui să cheltui, ar cheltui 280 de lei. Oferă copilului la început de săptămână 280 lei și să-i permită părinții că el să gestioneze singur tot săptămâna ce o să facă cu ei. De exemplu, de luni să știe um, cât să redirecționeze pentru sâmbătă-duminică, că o să iasă cu prietenul lui în parc sau la un film. Dar ei trebuie să fie motivați și să economisească. Și o idee tare bună din punctul meu de vedere, cu suma, de exemplu, care este economisită la sfârșitul de săptămână, părinții să o dubleze sau să o tripleze în funcție de situația lor financiară ca să lucreze împreună la un obiectiv comun. Zim, poți negocieze cu copiii lor să economisim timp de un an ca să-ți cumpărăm o trotinetă sau o bicicletă sau un telefon sau un calculator și în fiecare săptămână economisind și și copilul să economisească și părintele să-l ajute să ajungă la o sumă care el și-o își dorește să cumpere un lucru. Da, eu am încercat și, și eu de fapt copiii mei un, un joc financiar. Le-am oferit libertatea la fel gestionării bugetului săptămânal și le-am promis că dacă suma de fapt care reușesc să o economisească la finele, deci săptămânii eu o dublez. Și vreau să vă spun că, de fapt, la început prima săptămână, acei 20 de lei care au rămas erau așa cumva cu sceptic privit, ok, 20 de lei, și după ce a văzut că, într-adevăr, mai adaug eu 20 de lei și deja sunt 40, a prins la are și, într-adevăr, funcționează. De -că, deci este vorba, de fapt, și de educarea unui comportament așa mai rațional și economisire. de economisire. Uh, și plus vreau să spun că, de fapt, aici este nevoie și de fapt de o consecutivitate. Vorbeam la început despre adaptarea, da? deci materialelor la vârstă copiilor. Deci este important cumva, deci la fiecare vârstă să explicăm putin câte puțin, deci banii nu apar, pur și simplu nu-i culegem, deci banii se muncesc, astfel încât copiii să înțeleagă de fapt valoarea banilor. Normal că la 5 ani sau la 7 ani tu nu poți să-i spui copilului, nu toți copiii înțeleg în lei, deci dar trebuie să găsești un echivalent care e cumva pentru, pe înțelesul copilului, de exemplu, cineva este foarte fericit când merge și cumpără un Happy Meal, da? Deci iată, părinții pot să explice că eu trebuie să lucrez pentru Happy Meal, deci atâtea ore sau, de exemplu, alt lucru dacă intrăm în magazin, deci ar costa două, trei Happy Meal-uri, da? deci, în echivalentul care de fapt este pe înțelesul copilului. Ulterior, deja, deci, cumva complicăm aceste cunoștințe sau încercăm să le adaptăm la vârstă, deci plus este foarte important pentru părinți să vorbească despre diferența dintre nevoi da? și dorințe fiindcă nu tot timpul a da cardul și libertatea copilului ar fi o decizie uh, smart sau corectă dacă el nu înțelege de fapt ce sau cum să-i gestioneze corect și de fapt pe ce trebuie să cheltui bani și pe ce ar putea să nu cheltui și să economisească pentru un scop mai bun. Uh, și respectiv iarăși aici, deci cu exemple foarte simple, deci reieșim din uh, apă sau intrăm în magazin și încercăm să spunem deci, copilului că uh, deci ai posibilitatea, ai bugetul de citat, alegeți sau deci, iată, putem cumpăra sau asta sau asta, ce este mai important prin discuții, prin comunicare, astfel încât de fapt să educăm cumva deci, această înțelegere uh, la copii. Dar nici să nu exagerăm, în educare, că copiii poate să simtă și ca o povară financiară în familia lor. Da, și apropo, uh, referitor să nu exagerăm, la noi foarte des în cultura noastră, cumva, părinții spun, nu avem bani. Nu avem bani? Nu avem bani. Nu cumpărăm, nu avem bani. Nu tot timpul este, sau de regulă, nu prea este bine de spus, fiindcă cumva creăm această... Uh, energie negativă a copiilor, cumva și stereotip. Deci este mai bine să spunem că poate nu este nevoie să cumpărăm toate lucrurile, da? Sau hai să vedem ce este prioritar. Deci atât luna aceasta, deci noi avem bugetul cu tare, deci hai să decidem ce este mai important pentru familia noastră. Și în unele cazuri să le oferim lor posibilitatea să decidă și ei pentru familie. Dar le punem, uite, săptămâna asta avem de făcut următoarele cumpărători. Decideți voi care sunt mai prioritare pentru familia noastră. Cum să vă găsați plume? Pe stradă. <laughs> nu, în serios. De exemplu, poate cineva să vad podcastul dat și o să vrea să aporteză. Deci suntem prezenți pe toate rețelele de socializare. Facebook, Instra Instagram, LinkedIn. Fundația OK sau Fundația pentru Educație Financiară OK. Um, am să las link-ul în comentarii. Și desigur că avem și un site. Pa! Da deci un site unde fiecare, deci okcenter.md, deci unde poate să între să se înregistreze. Deci o să organizăm și traininguri deschise, deci publicului larg. Plus la aceasta, deci suntem deschiși pentru parteneriate și colaborări deci cu licei aveam colaborări frumoase, deci centrul municipal de tineret, companii private pentru angajați oferă, deci educație financiară pentru copiii angajaților. Deci cine este interesat, ne lasă un mesaj, deci sunt și contactele telefon, deci noi suntem deschiși, reacționăm imediat și abia așteptăm. Deci noi colaborăm și noi parteneriate. Da, și în cazul în care nu dispun um... Participanții de o locație, noi avem un sediu tare drăguț, chiar aici, în centru, unde ei pot să vină la noi și livrăm training la noi la sediu. Super! Da! Deci noi suntem de flexibili și mergem și în regiuni, cumva aveam și uh, focusul pe regiuni, fiindcă înțelegem că de fapt situația este mult cumva mai gravă. Deci în afara Chișineului, uh, deci am livrat traininguri în peste 32 de regiuni, așa cum spuneam, în cadrul parteneriatului cu Cipifadul, la fel, deci aveam uh, experiențe cu copiii, deci uh, Valentina a fost uh, vara trecută la Rezina, da? deci. Pe o săptămână. Pe o săptămână și a organizat uh, educație financiară pentru copiii din uh, Rezina. La fel am fost în Cahul, deci cu toți patru treneri, atât pentru tineri cât și pentru copii respectiv, suntem flexibili, deci ne deplasăm și în regiuni, invităm și la noi. Deci... Inclusiv și în stânga Nistrului am avut deja traininguri livrate în Transnistria. Deci practic am fost în toată, în toată țara, în toate raioanele țării cu trainingul de educație financiară. Mersi mult. Cu drag. Deci noi chiar credem în ceea ce facem și cumva uh, vedem și rezultate, vedem și feedback uh, și avem o echipă super ok care de fapt uh, este plină de entuziasm și dorință și deschidere de a face lucruri frumoase și a încerca uh, de a schimba ceva fiindcă, așa cum am început discuție, de fapt, educația financiară poate fi interesantă și, într-adevăr, trainingurile noastre sunt interactive și mai avem și mai tainment box, deci, la fel, niște jocuri care uh, sunt unice la noi pe piață. Uh, apropo, uitat, să menționez că, de fapt, trainingurile noastre sunt certificate uh, la nivel european și respectiv cei ce le face cumva deci le adaugă plus valoare uh, și într-adevăr deci educația financiară este mai mult despre viață decât despre bani. Este poate fi foarte simplă, deci urmând niște reguli, nu foarte complicate, uh, pași simple, să ajungi la rezultate foarte frumoase.